Poate cineva să ghicească cine este personajul din aceste imagini? Cred că nu o să ne credeți dacă vă vom spune că persoana din imagini a fost văzută cândva ca un talent uriaș despre care se credea că va ajunge mai mare decât Ronaldo Nazario. Pentru cei care nu și-au dat seama, este vorba despre împăratul Adriano, care la vârsta de 40 de ani șochează fanii fotbalului cu stilul său de viață. Să luăm cu începutul, pe numele său complet Adriano Leite Ribeiro s-a născut ca majoritatea marilor fotbaliști brazilieni în favelele din Rio de Janeiro, unde singura soluție de a scăpa de sărăcie era mingea de fotbal. Rapid, talentul său absolut incredibil l-a făcut să ajungă la echipa braziliană Flamengo, de unde Inter Milano l-a cumpărat imediat după un singur sezon, plătind 14 milioane de euro în schimbul tânărului brazilian. Acesta a fost împrumutat la Fiorentina, iar apoi vândut la Parma, unde a fost coleg cu Adrian Mutu, acesta reușind să marcheze 26 de goluri. După plecarea lui Ronaldo Nazario la Real Madrid, Inter l-a răscumpărat pe Adriano, care era văzut în presa internațională ca un talent la fel de mare ca Ronaldo, ba chiar acesta beneficia de un fizic mult mai bun. Adriano primește numele de împăratul, primul său sezon la Inter Milano fiind unul de vis, reușind să fie de neoprit, marcând 16 goluri în Serie A, plus alte 10 reușite în UEFA Champions League, acesta fiind din păcate cel mai bun sezon din cariera brazilianului. Căderea acestuia a venit după ce a aflat că tatăl său a plecat din această lume, peste care l-a băgat în depresie pe Adriano, care nu s-a putut regăsi decât în alcool. Așa cum spunea și el, depresia a fost atât de puternică încât se simțea tot timpul singur și trist, singura sa scăpare fiind băutura. Evident, cu o viață extrasportivă dezastruoasă, evoluțiile sale au căzut în cap, golurile s-au împuținat, iar șansele ca acesta să devină următorul mare fotbalist brazilian s-au spulberat. După 5 ani petrecuți în tricoul Inter Milano, acesta a părăsit echipa și chiar a plecat din Italia pentru a se întoarce acasă în Brazilia la Flamengo, echipa sa de suflet. Aici Adriano a redescoperit pofta de a marca și a reușit să marcheze 19 goluri în 30 de meciuri, urmând să prindă un nou super transfer în Italia la AS Roma. La Roma, echipa care deja avea și împăratul ei nu a reușit să se impună, jucând doar 8 partide, nemarcând nici măcar un gol. De aici situația a devenit una clară, Adriano, deja mai încercat și pe la alte echipe, nu a reușit să se mai pună pe picioare, iar în 2016 a pus punct unei cariere dezamăcitoare, având în vedere talentul incredibil pe care îl avea. Chiar Zlatan Ibrahimovic spunea despre Adriano că nu a văzut niciodată un așa talent, era un adevărat animal căruia nu-i puteai lua mingea și care putea să înscrie din orice poziție. După ce a pus punct carierei sale, Adriano a apărut în diferite ipostaze dubioase, s-a scris despre acesta că s-ar fi întors în favelele din Brazilia, unde s-a alăturat unei grupări periculoase, fiind văzut și cu o armă în mână. S-a scris că a pierdut toți banii făcuți și că și-a vândut vila de peste 1 milion de euro. Însă din ce știm noi, Adriano încă are resurse financiare, permițându-și să stea la un hotel de 5 stele, unde plătește 12.000 de euro lunar, iar mai nou și-a făcut o nouă iubită de doar 21 de ani. Cam asta s-a întâmplat cu marele talent Adriano, un fotbalist care putea ajunge la un nivel de Messi și Ronaldo, dar care, din cauza depresiei, alcoolului și femeilor, a ajuns să-și dezamăgească toți fanii. Dacă v-a plăcut videoul de astăzi, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, abonare și share, iar pentru cei ce doresc să ne ajute canalul și mai mult, pot deveni membri. Salut!